cu toate că suntem în mijlocul Bucureștiului, suntem foarte ascunși. Suntem în fosta secție de poliție numărul 10, care s-a închis acum, cred că mai bine de 5 ani. Când a văzut ownerul spațiul ăsta, imediat a clicuit cu el și a zis că face un concept nou, primul hub cultural din România. Așa a luat naștere. Și noi am preluat clădirea asta principală din fosta secție 10, au mai rămas colegilor de la tehnic lângă noi, suntem poartă lângă poartă cu ei. Și da, mulți clienți pe care îi avem și aduc aminte că au trecut și pe aici. O parte din ei, ăia care erau mai neastâmpărați, mai erau aduși pe aici la declarație. Înainte de a ne muta la Manasia, n-am avut un spațiu unde să ne întâlnim. Ne tot întâlneam prin diverse cafenele, baruri. Am venit, am văzut locul, ne-a plăcut. Am simțit că există foarte multe oportunități aici. Lucrez în scenografie cam din timpul facultății. Cumva e atipic locul, birou pentru un scenograf nu prea există. Scenograful e tot timpul pe teren unde se întâmplă un film. L-am luat eu ca să stau, să lucrez între proiecte. Noi am fost primul birou care a venit aici în Manasia de acum 3 ani de zile, de când a luat naștere. Și efectiv toată camera avea parchetul umflat. Disc este un studio de producție muzicală. Noi compunem muzică pentru scurtmetraje, pentru animații, pentru filmulețe de prezentare și așa mai departe. În mare parte, echipa e formată din oameni apropiați de vârstă ca mine. Deci tot așa tineri, studenți, dornici să învețe cât mai multe. Avem zile în care venim aici și studiem, pur și simplu experimentăm ce am mai aflat unul dintr-o carte, ce am mai aflat unul dintr-un film de pe nu știu ce, ascultăm muzică, facem analize ale partiturilor muzicale și așa mai departe. Dar avem și momente când pur și simplu stăm și lucrăm la proiecte. Ori înregistrăm cu instrumente muzicale, ori înregistrăm vocal, ori pierdem nopțile aici, compunând muzică. Ideea cu vinilul mi-a venit acum mai mulți ani. Eu eram oricum pasionat în sensul ăsta, adică oricum îmi cumpăram muzică și am văzut că lucrurile cresc în zona de vinil. Suntem doi asociați în afacerea asta și ne ocupăm cu muzică și vânzarea de vinil și toate evenimentele care vin de aici. Cum ar fi cel de astăzi, târgul de vinilul care este făcut la bar. Îmi place că a devenit un loc tot mai complet în ultimul timp. S-a deschis și o bucătărie, s-a strâns, nu știu, o mână de oameni care lucrează împreună și colaborează. Anul ăsta s-a încheiat toată treaba cu bucătăria. Se schimbă greu clientela aici. De multe ori apar mai mulți decât pleacă. Deci oamenii care au fost vechi revin tot timpul. Pe la noi prin față nu trec oameni. Să zici că a trecut cineva și intră la o cafea. La noi vin cunoștințe ale cunoștințelor, ale cunoștințelor, până când s-a format o comunitate din asta foarte strâns. Și fiecare lucru nou care apare pe terasa aici sau în hub mai aduce cu el încă o părticică din comunitatea asta de se tot formează în timp. Și cumva ne ajutăm reciproc. Ajutăm hub-ul că aducem clienții noștri aici și invers hub-ul ne dă clienți care vin după muzică.
E o atmosferă super veselă. Adică, mă rog, pentru noi nu e chiar bine, pentru că fiind la parter și fiind studio de înregistrat, de multe ori se aude o gălăgie de afară, dar în același timp e un sentiment plăcut să știi că ești într-un mediu din asta și că te simți ca acasă. Colaborăm pe diverse proiecte, de exemplu pe proiectul pe referendumul de modificare a Constituției. Am colaborat cu colegii noștri de la etajul 1 de la FilmScotch, care ne-au ajutat cu filmarea unor clipuri pentru vedete. Așadar, e o atmosferă foarte deschisă în care ne sprijinim reciproc, ne cunoaștem reciproc și lucrul ăsta e important. Este incredibil că a devenit o secție de poliție, a devenit un hub cultural, care pare până acum ultimul proiect, are și o galerie de artă. În locuri unde înainte se țineau deținuții la subsol, acum se expune artă. Deci e importantă schimbarea. Spațiul e foarte dur, deci nu are legătură cu zona artistică frumoasă. E un spațiu mai fringe, așa mai... Dar prinde la lume. Aș vrea ca Manasia să rămână un loc așa cum este în momentul ăsta, adică este o locație care vrea să te accepte așa cum ești, nu trebuie să-i demonstrezi nimic.